mine credincioși ortodoxi și catolici, dar și de alte confesiuni au participat în noaptea de sâmbătă spre duminică la slujbele de înviere oficiate în bisericile din Lugoj. La Biserica Adormirea Maicii Domnului, la miezul nopții, clopotele au început să bată, anunțând învierea Mântuitorului, în timp ce corul bisericii cânta Hristos a înviat din morți. După ce au luat lumină și au înconjurat de trei ori biserica, o parte dintre cei prezenți au rămas la slujba de înviere, în timp ce alții s-au îndreptat spre cimitirul ortodox de pe strada Făgetului pentru a duce lumină și celor plecați dintre noi. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Și credincioșii greco-catolici s-au strâns în număr mare pentru a lua lumina sfântă. După înconjurul bisericii, alături de Alexandru Mesian, episcopul greco-catolic de Lugoj, mulțimea s-a adunat în biserică. Slujba a ținut până dimineața, timp în care oamenii au fost miruiți, iar preoții au cântat și slăvit învierea Domnului. Cei mai mulți însă s-au îndreptat spre case, spre a sărbători alături de cei dragi. După Paște, creștinii ortodoxi și greco-catolici au intrat în săptămâna luminată, care se va încheia în Duminica Tomii. Este începutul unei perioade de sărbătoare care se termină după 50 de zile de la Paște, de Rusalii, la pogorârea Sfântului Duh.